Se kuklije put ma kaftu tiljer dëmën Me kuki pa i kirda nas faler dëmën Sardilo Asukarav Bun găsit la o nouă ediție Romi pentru România. În emisiunea de astăzi, într-un dialog cu Sorin Aurel Sandu, artistul plastic Marian Petre ne vorbește despre exprimarea culturii și tradițiilor rome prin artă și utilizarea limbajului vizual postmodern. În cea de-a doua parte a emisiunii, la rubrica Romul de 10, vă invităm să-l cunoașteți pe Vladimir Florea, scriitor și activist rom, un creator înzestrat care surprinde societatea contemporană prin creativitate și originalitate. Rămâneți alături de noi. Romi pentru România începe chiar acum. Bun găsit, dragi prieteni, la Cioghes Romale! Există în acest București plin de viață, agitat de multe ori, oaze de liniște. Locuri în care, când intri, te rupi de agitația cotidiană. O astfel de oază este aici, în Bulevardul Pache Protopopescu, la numărul 79. Un loc în care, dincolo de faptul că oamenii evadează din agitația cotidiană, cum spuneam ceva mai devreme, creează. Sunt Sorin Sandu și în cadrul rubricii Romanii Cultura de astăzi vă fac cunoștință cu un om extrem de interesant, un artist plastic, Marian Petre. Va fi o discuție surpriză, veți vedea de ce. Aici este. Auziți liniștea? Parcă ești în altă lume. Parcă ești în altă lume, realmente ești în altă parte. Cum să nu te îmbie la creație un astfel de loc? Aici este atelierul prietenului nostru, Marian Petre. Să vedem ce face. Ce trăiești, Marian? Ce faci? Nu uite cu treabă. Da? Te-am pus în exercițiul funcțiunii. Da, da, da. Mai fac așa. Da, când... dar te-am anunțat că venim. Am anunțat că venim, deci ne așteptam. Ai venit mai devreme. Cum ești? Cum merge treaba? Bine, vă simt bine când lucrez. Da? E mai nasol când nu faci nimic. Eu recunosc că am mai fost la tine în atelier și mi-a plăcut foarte mult, dar am vrut să și filmăm aici cu tine în locul în care te simți tu cel mai bine și locul care te inspiră, în oaza ta de liniște. Să știi că exact așa spuneam mai devreme, că este o oază de liniște și de creație. Da, e un loc aici. Mi l-am creat așa, ca o baltă a unui singur pește. Frumos! Te oprim un pic din lucru, să avem o mică discuție în care să povestim. Te rog! Ce este foarte bun, Marian, excelent. Ce arome? E secret, nu. Nu, serios, ce arome? Sunt mai multe sau cum? E o rețetă personală? Sau? Da, da. Bun, ți-ai spus la sfârșit. Foarte bun, mulțumesc frumos pentru tratație. Uite ce frumos, ce bine ne simțim noi aici. Marian, spuneam în introducere că vom avea o discuție surpriză. Veți vedea dumneavoastră de ce le spuneam prietenilor noștri telespectatori și este momentul să le spunem că vom avea această întâlnire, o vom purta această discuție într-o limbă dragă nouă amândurora, limba romanii. Ești de acord? Da, e frumoasă ideea că se mai vorbește romanii. Că se mai vorbește romanii. Dar să scrifenesc că se mai vorbește romanii. Sibut rom ca e hasar de picin, ca la trăim mașcarel gaje,
place cele mai bute de lumea gagicanez, hai putu ar drum pe încă bistrente mai but la varo mane. Că bistrente la vana e problema, si normală, ta? Sus că pachează că lei are sente la jante mai dând dumă românesc, mai zborie în românesc? Avea randalent de la jant. Are zile că nivelul social mai la cio, decât ca sas, pe la revoluția a avut schimb paru bilan de societatea, hai nimai ca mente mai sicat un pe căsi cu dolar un cioră ca sas, hai din dos numai gagicane, sunt pacheam pe scăsi mai opre decât... Nu pacheam pe scăsi. A, da, aver, a, da, să avere o rămâne. Pacheam pe stasi, ceea ce mă asa, si, mai opre? Da, e un nixi ca avem pe... O ca mente, ca te si hohaimos, că tu canadezi numai gagicane, tu faltu că sean mașcare gage. Hai nimai sean, te lardean că tare condiția chirii romanii, a ca n-a sean s-ar gage. Dar mașcare gage sean romor, s-ar... Da, plângă, tu... Tu știu că n-a la jazz mariante de zuma romanes. Ceea ce se pentru că ei mă sas mă în perioada ca n-a se mas mai ceau roro care mai tar nu, ca ai sas mă la geau. Sus, n-a dat mande, că mă sas mă în rezultata la ce? La ce mă te chiar școala, geau că mă chiar de facultate, sas mă la geau unde acolo că ai cioren, că ai chiar nația marii la geameschi. Hai, codulați că butiu ar drum, nica m-au stesicat numai că se rom, că... Te n-au zis de clos, ar ca n-a se-a însa andar codolele. Sa, că erau partea sa, sa, la, sa, se la, sa, andar, sa, ver, andar, sa, la fel, n-ai nică diferenția, mașcar, tu mergi. Mai angle, de mărgodi că trebuie la să te liberim, andar, ca dai parimos când bade să se parimos andoghi că se nasă de că mari pe tu să acolo da, când te godi să nasă zic da, cingarimos în da, cingari da, mașcare cultura gagicania mașcare cultura romani vem mesembro janam romane trei sele mandor rom hai de cana se mașauro societă al mangela jau me ta bumă romană pentru că si mangă drago so kerdem hai să so cam kera atunci so starte nada bumă romană să so te na pirau romani pe ca ai trainile să rom. Acă n-a nici anul, că o zon de bu traiul meu romanii pe gata, că am de cultura gagicanii ca ai traiul. Barileane, duchisaile, da, de cultura da, gagicanii. Dar s-ar de când tutut tireama la gage, că n-ai rom, s-ar de când tutut o artistă, o Marian Petre, o rom, o manuș, o rom. Am de arta, am de să asosi cultura, n-ai bu discriminația, sostar că e arta si limbajul că dimos duma universal. Universal. E arta o brâncuș sa s-o prag. O brâncuș sa sprinde ando sau rând, americaia, europeni, chiar că nici ala se se alciba, ta e forma ales de de expresie da, sau sorte prin ales chime. So, e forma de de sculpturală. Arta ales chi sa universal. Ca de al artiștea mașcare peste, nu discriminim peste. Sar meni discriminiu e chestia de Africa sau e chestia de Japonia. Artiștea, pentru că se-am la andă singurul... Poate că n-a si probleme politico, ce bai diferi atunci, dar știi ta el pe să diferenție. Pe mângă, Marian, s-ar rezlean tu, andaro romani pe, andaro romano gav, care se stăjească cultura, care e cultura, care e arta. Soske, tu li le-am dui butea purane, o ciolipele caștescu, hai o butică ripele să astrescu, le-alen, hamisar de-alen, tu de-alen nicu așa la ver, hai că de-an arta. Soți rădenea tutut care e arta, Marian, e ceavoro, andaro gav, romano gav, că te penas, n-a jenam să arsas o nivelul legodeacole manușengiri, otar, dar dar să te imaginim, că n-ați but baro nivelul, e mentalitatea but barii, but puteri de, să ți-e din atutut care înghe arta, care înghe facultatea, care înghe universitatea. Andor sub comunitatea romenii, si lângă puchea, lângă tradiția de șala bărșări. Mă rog, dat, s-a zis talentul cu desenul, cu pictura, cam lote, geal, te avea la București, hai mă rog, papo, nimu, cleales, în Suri Sardales, Prandes Sardales, ca să nu mai chiar școală. Că nu Prandes Sardales.
Codeșul Starbăr. Codeșul Starbăr și Franțizanul, da. Cadea Prandul a spus atunci. Au pendea, da, de mei cam 8-7 erau la București, o profesor Ilescu Camlu. Ic romani godi, tu dat, cam nite jar caringă asta. Da, da. Lescu profesorii pendeas, ca Manuș, ca Ceau, Sitaia, dar știi, te chelu pe Manușul. Hai mei, ajutibile sus, da știu. Tau puro nimi plăs. Hau puro ni că si ceau mai baro, hai trebuie te dăr mânghe che varea, che covanța, da, ca che opsa sferari, sa strani. Hai, ni da știu te dables che școală, domnule, ni hal tu tui grija de lomeghi, ma hal, nici. Hai, ni mu clar pe profesor, zica la gherom moro, papo, hai suri sardeale mărădades. Mărădat atunci, pendeas ca la medii, dar știu te-am picherau, că eram școala, măcar mără ce avea avem de... Lestar, Lestar. Că are buța tare familia, că anac familia ajutil tot, da, de dei, hai chiar el tot, că zeia, ce-o cam este chiarăs? Păi mă, că au te chiarau să strai. Hai te chiarau să mă să strai. Cam este rău tu că grasta e urdun? Nici, da, s-o cam este. Cam că grasta e urdun? Na, nici am tu gărea, cu ce lângă, ce-o cam este rău tu că grasta, nimeni, că au te chiarau pe școală. Hai te chiarau pe școală. O părinte o dat, ca na, ni camel te ajute, te ajute tot ante chi, ni da știi să te răzbiți. Bute la rând ca tăre familie. Hai o morodat, chiar că seama sefta ce are seama, o chedea buchi but ca aște da știi te arăsau ne că morovis, te arăsau ca ai arăs. Numai tu te încărdea tot, hai mas din ea tot, o colavă de sale? Sunt mai baro, s-a zma bah. Colavă chiar de cu Gico Liceu. Gico Liceu, o nigă. Că s-a să aver vremurea, chiar la zică m-o dat buchii, mi dei s-a zic cheresa, hai s-a zic pare să chiar el ca de chita ce aveam de școală. Aver ni chiar de deloc, aver chiar de mai țără, hai mai chiar de mai but. Dar tu mai baro, tu te încărdea de prea la nu, da, pendea ca anacaua, ca mel, hai te... Mihai că li tu cames? Me cam lem. Hai cam lem te da de caia si mărovisul, me cam te chiar facultatea. Păi si pareți, da, de cam meni chiar ați facultatea, me rom se amena vercul ăla, sus te geas tu te mașcară-l gage, mașcară-l străină. Păi s-ar trăi S-ar trai sale iaver, trai oaim. E, anifale ales nasul, că mai... Mai înglare de vremea... Te zumabete, de călcana, tu cam ești cea ce masa te jească, arăgă. O lăudile ați pebut manța, că ita mă roceau, chiar de ați facultate. Hai că de ați zis că loș, andoghii, mândria s-ar depăr. Mândria, da, da, da. Sunt cam multe pe nouă, cam cărați discuția lui pe debutea, pe le filozofia, e filozofia, că ai zis tu, de cam dau ca profilul, Marian. Ca-i si ate, ca-i di cables li ca-i juvli, ca-i di cables li comurși, ca-i si an de juvli, an de la coroilo, an de la coroandrunipe, hai di cav tut, ca-na di cav, ca profilo. Gades. Tu se ană dau ca-na? Orso artisto, an de sculptura, an de pintura, fără te camel, chiar pe portret. Ca tar si din ocul de haro nigea, nu? Dar fără te cam ai mai angle, chedem la cu intenția asta, intenționime. Deci de angla, în clel la smanghel portreta, ca aia mea la smanță. Că cam ne-am tute, că te-a mea tuta, tusa. Angla li cam au. Angla li cam au. Dar în clel la scorcoro. Bite cam ești tu, a mea la stusa. Ca na, orde, pende, ca na sa, mea la manța, chiar am a mea, am de lucrări. Tostu tut. Tu e ca de-asea am de sa tire butende, că tu tizor, tu ilo, ti energia, ba, ti godi, si andelende, tu sean. Cade. Dacă n-a tu cam nealni te si cavezi tu, te si cavezi tu profilul fizico. si forma de ca egoism omstiri, le artistosco, ca cam, le artistosco, ca camelo te si cavel pes, camelo te, vai si ec, ec drum, ca tu sar manuși, tu transfiguriezi le manușezi, vas de zlesa, dar e condiția e manușii ca ni, care e condiția le spiritos te deja n-au. Devlicani. Devlicani. N-ai egoismă. Si s-a s-o trăis andă tute, andă chiu, andă chigoghi, andă chiu il. O artistă del s-a s-o sile s-andă andră, andă peste andă chigoghi, le manușei. Sau rălumei. O să o artist.
aveam de teatru, aveam de poezie, aveam de literatură, am de ori s-o obtrail, obțineți niște duca sau loșaripec, am de obțineți, au în calele, în calele navri. Am de lucrări, am de pictură, am de ori s-o. Meni de aștept te gândiu s-ar te pename Picasso. Că meni n-ai mai ales că trai masa. O trai salo, ca da s-ar trai la salo. Avea că el originalul e că manușes, sosile zles, ul hace arimat ales, că sosile zles am de peste. Peste, am de lăsco ghi, cu doia de la navri. Hai me, artiștia s-ar pe îngage dăruin. Da. Den. Fără bitera avele în interesul. Si aver butii originalul ca de cavla tute, tu crezi butii lile caște sa, lile sa stresa, hai hamisarezle. Crezi să îndardui materie ca faptul că n-ai le nici butii ca vrea sa, e si, calitatea ca si le sa stres, caracteristică, aver caracteristică le caște, tu le alen, tu de alen ande e, hai că de anic armonia. Ba. Rom kerenas buki ande materialo tradicional ko da penelenge. A kana kero pe sculptura ando plastico, kero pe sculptura ando lasero, ando orsus. E se lașa da penelenge. Da, rom pure, i pa kanara mi pârșenge. Kerenas buki ando sastri de kana, kero nas de sastri noră. Hai pale rom, ka kerenas buki ando kasht, deci ka da lasa bukia, ka kero nas pe ando orso kere. Andor să vine... Să trebuie lați de andocher. Da, hai. Ca de la lemle că trai sale mai în bașcar lende. Me camet, pe cam au stă chiar o buchiată, mă geam, am dat verde aici. Tani, dar și te-am pe gândat, nici pandela spes mandar. Hai, rodinente chiar apte pandau ca de-al doi materiala tradițională, hai te dave în mesaj. E sculptura trebuie la taia la mesaj. O mesajul morosi s-o trai sale me, s-o trai sale mă râdei, mă rodat, mă rupapă. Hai să s-o separa micea ca și nu avea de nădal pure, dar mă râdei să s-a îndo bugă ca i mă răpapă. S-a duc cu doia, până la zi mânghe îl pure, hai ca de la ceablen andă mă ră buchea andă lucrări. S-o s-ar că si mai cea ce cana penez, ki buchi chiri, ki duc chiri, si mai real, mai cea mai ceea ce mă o să am de lucrat. Ca la cam este pene să aver de aici, ca n-ai tu, n-ai să-mi invenția, da, n-ai la n-ai, n-ai la zor, n-ai la nilo, n-ai la spiritul. N-ai la sufletul, va. Dar pene mă, ceea ce este, dai să-ți bicialdean de Transnistria, le Purența, da? Mărdei, el e că dui bărș în de România, în de Transnistria, hai că ștar bărș bol din ale... Să zic, dui bărș ca în Agheli. Ai but, în la ce neamuri, mulesc, tot, va. Ai o del în chiar de la ta... Ai mai anelas pe scă godeate, s-o sa, s-o tre, s-a da, sas? Da, bătă, ar domnul cam la ste penel că ca în adelas dumă, dacă ai treaba, o roi las. Trai la să-l duca acolo, la s-o mai penal la chidei, sarhana, mas mulenghe, ca știi, te daștim, te traim. Ce ce este? Da, va, că s-a spares. E, ai mei, cadal cola, cadal paramicea, ce-a vrea în de mără lucră. S-o da știu, te hachera imea de care treabă. Pa chiar că gileamă preiec subiectul, că ai zis tu că but pașe leile, dar că de cam emoția vreo te Maria. Si vi sosi familia, în rom, în chiar în but că familie. Că familia si comunitate. Amene că romnii divorțim pe ușurul, ni nu chem pe să romnea ușurul, ca da. Si tu ștar ce avea, pan ce avea, fta ce avea, barare de s-ar da știța care. Ni nu chem. Aca n-am mai neo, nu chem pe mai ușurul. Mai parut de lupă. Da, mergea n-au că mă râdei, mă rog, papo, canalile pe scadea, purile, gică, ohtovar, deși ai ștar băr. Dar da știpte pe n-au că sunt artistă rom, că îl buchea mărăsii romane. Ceea ce s? N-ai abstractul, n-ai spaniolul, că n-ai masarte aia, hai chiar s-ar spune spaniol. Dar știi de pe că sunt artistul rom, s-ar eu brâncuș, s-ar artistul gajo, e vii francezul, vii românul, dar mai angle, că din ala universal. Mea că n-a semn rom. Tu a că n-a semn rom, artistul rom. La.
Ai ce-ai luat, tu te-ai dat poziția ca ai simțit artistul. Care anima, aveau o teamă internațională. Păi mă, că erau cu paranteza, că e fenea dar la o brâncuș. Și n-am făcut de discuția ca ai sasa mea îndecdată, că n-am luat tute. Păi n-am că o brâncuș sas rom, ce aces? Si ce aces? Mă, dar știi te mai interesa de ca ideea anglală camera. Ma, ita, pe laptul meu e ce aces sa o răie, s-o de mine Sima Kamal Mircea Lăcătuș, care trăi la de America, că e codoa trăiseară de Austria, pe deamă îndau Anda Burcă, dar nu mai o, via ver, că o teca e din care trăiseară o Brâncuș, si pai, hai si but rudarea calendar. Pe că s-a sromo, ando Parisul trăiseară românească, ando Polonia Falman, Jean Sarbuciola, s-a artista, au cozum drum avena să ca Gilabela să Maria Tănase. Tănase. La ce la coda la ce dei să florerez. Ca bichina luge. Le Maria Tănase. Maria Tănase. Mai au o pan de la spes but ca dal manușelor ca să se prinde animosa de partea romanii. O prinde la but romani. Vigagen. Ta obsas panglo but le hesikabela de ca să s rom mai că să s penelas ni penelas că fi o fi penela din ge ca da ta ni ara ca dile se lila skirimos ande ando senso ca da Maria tu sean li profesori sean ando contactul le terne godeasa le supene no terni o to ternimata ca no supene no chave sar li că nu ne lumea ca ca jivasa mea ca na andamand și că barou avantajul de pe navă, dacă chiar am buchea de învățământ. Îl țânură, îl hurdură, și but creativ. Să ai existența lângă un placiul de inventin, te creion, ai pe care adicau, mă but eu ar buchea ca chiar avlen, li le mleglenda. Ce ce? Au un foarte camen, da. Îl buchea cu la casi, li le mlecatără măzgălitura racloresc, că e măzgălirea de pixusa, hai mă deam în ideea te chiar o sculptura te crezi sculptura ca dea? Va, ceea ce este? Deci vei ce ori demle, dar e vezi ca la oameni să te chiar ta vii me ce ori avle, dar e conexiunea ca dea, o contactul ca dea cu le creația asta m-am dezvoltit, m-am but adică chiar mă merigoghi adă pirima s-o planul este tot s-o crezi butia ca na hai s-o care ca ai jalo Marian Petre, ca o să eu avind o proiect, ca ai situat ando șeroacă, nu? Mi-am dat proiecturea... Ni des duma. Ni da duma că hasare e pe drajă. Dar s-o da știi pe penal că nici am stat pe penal mulțumime, stat pe penal pe romanes, că mai bistarde. Ni da mulțumirea se asocherau. Socherdev geacana, placeam, am docul doua momentul, ha palacion, dui palacbăr și nimai place mă. O artistă trebuie să te navelezi mulțumirea, te... Să bea ceaf două, continuă. Hai, ca arezem că super, mega arta, nimai trebuie, mai te mai chiar ocazi. E nemulțumirea de artistoschi, chiar el este mai creativ. Dar acel, ia verbul chiar, hai, nici data ne oprim că modelul sau că or cana roda pe era ca aver manifestări să ande arta aver tu crezi butibi ando bar na pe neamă că crezi cultura ando bar se masă de tabara cana acțion de singur cu voluntari tabara do prima caia se de că e schița care te dăm lote. Câteam sculptura barii, andă ca de-aia, pe la că dau profilul? Va, în metru hai de aici, hai cu soclu și metru hai paș. Aha. Cu se. Tabăra asta s-a îndă buchea de vlicane. S-a lucrări, s-a sculpturi, s-a buchea sculptura. Chiar din aia muzeul andă Canghiria, andă catedrala, andă voluntari. Si singura muzeul Canghiria. Canghiraco. Canghiraco. Ciorpe si buchea Canghiria, catară Canghiria, sfeși nici purane. Specific ale Canghiria, că e arta. Hai chiar din ele e arta. S-a pus specific o de vitală. O subiectul s-a de credința ca de aia ortodox. Hai mei, pentru că patim le Sfântul Petru.
Adică chiar de mandat de felul uman, Andu Traimos de Sfântul Petru, care s-a sacrificat. Trușile Abdole, Șeresatele. Dem la nățăra senso vilaico, adică orsul manuș, da știi, te trai pe drama, pirite, pirai pe trușul, s-ar piradea eu, Visusov, eu, Sfântul Petru, ai suferit sardean de de pe credința, dar andem la universalul, nici chedem la pur ortodox, pur religios. Bareardean la că e semnificația, da, Buhleardean e semnificația. Andem la mai dur pe care religios. Adăucați o rolă, Tiro, adăucați, de crezut că rindoi aver de aici, de s-ar sculptura, de s-ar rebutica e crezlan, de crezut astut andaver profesia? Andaver profesia. Nu, dar și eu asta chiar era orice o profesie. Noi care se va să o ruru, ghi la bău acordion. Hai, farma la sul, că nici chiar de mă. Când ați mă, chiar era bare, palată, castele. Chiar să ați lăbe mai bun? Da, e ta o delă de amă în caringhiar. Ai nu mai janez ca nici cu avion? Cu avion, cu acordionul? Mai janez? Ce la ta hanță. Si tu acordionul? Să sunt noroc, ghila bău. Atiando atelierii n-ai tu de acordion. La ce să te care să vei gândi? Poate, a vrea dacă n-am mai avas, tu te leniu acordion. Nu, că nu mai gela să ghila bău. Dar ghila bău, mă rog, dat camera scadea ori acordionistă, te chiar doma, ori pictori. Pictori. Ai, be, ca la țirdem care e sculptura, pictura, bucla marote. Ce barvalear de la mea. Ca la falvalasul. Dar adică, să ai forma arta, chisa, zic, oameni, de muzică așa asta. Dar pe n-au avea profesia. Te avi lui ca avocatul, e doctorii, e că mai n-au avea. Nici da știi te da mărsă. Ei, da știi, da știi, puci pe care ne-a lezni. Poate chiar era la mediocru. E bucica la chiar în Dragosa, hai, aves, hai, cheres fără nic interesul cu de-aia în clel buchii de vlicani. Parodeam în perspectiva că n-am te dica să ne savea, dar o buchia că e cărdeal în tu, Marian, butica cașteschi, am de cașteste, susția că te caști, hai sirma, asta fi că ai pus avel tut, să si panglile holocaustă asta era de ca... Că de-aia lucrarea până la că holocaust. Si pangliile manușenără ca ei sârde bare ducă andu războiul, hai e sârma că de-aia si sară izolația, că izoliile manușesc, că în chiar ele sunt panglu, andă peste, andă pe andu pe Marian, crezi buti andu caști, andu sastri? Acă n-a asta de-am tu te crezi lile și îngânța? Îl rog chiar azi, buchi iar de-și gata. În ca anglea chiar de-l ăsta de-și gata. De-și gata, da. E ca atunci eu la sulimos de tehnologia. S-a sosit tehnologia nevi, inteligența artificială, computerea, de la silevi partea jungalii nasul. Hai ne credem că zeu de nasulimas cu de tehnologia. Penele că s-ar penema din ea ori... Chimerotronic. Tu dicesc că de la neve butie, neve tehnologia, inteligența artificială, inteligența, dicesc din s-ar butea că e cărând canilimata, că e butea bila ce? Nu mai e. Chiară but mișto, dar chiară vi bun nasul. Că n-a dicat să amică energia nucleară, că da știi că chiară mișto, dar așa chiar chiar but nasul, sau chiar din ele arma nucleară, arma atomică, chiar e vii din nasul. Și pe godi ca e vastere la, ca e care la, ca e manevri la, ca ne godi si la ce? Dar sunt la buchea șucar, ca te cade. Marian, sau re buchea si șucar, numai că o... Si le aver mesaj, dar un si but interesant. Mi-e pe chiar că te bultu, te aveți Igmanuș calmu, but calmu, te da știi că rest, ca de ales sirmența, andar sirmende, li s-ar si codoia butică pe că ne-am că inspirația ca tăro cea oraclu, că te las citripele pre patrie. Andam de si s-ar terapia ca de aia. Si s-ar terapia. Ne ca e beșaua e chiaravlen, hai pandavlen, ca de aia, mai de chiar mai e mișto. Ca de aia buti, de cavlan că si ande cașteste, hai vii ande s-a streste, si s-a cu două mesaje. Materialul diferit. Să te citim la Eva. Eva. Că fi
sosi feminino, sosi giuvlicano, șucarimos de giu, de giuvlaco, ande se sosi naționimos sapar, da, sosi jungale. Esența le juvleac, eu știu care e pe el. Sau hai chiar să o camel. Tu pune să amângă s-ar gândi să erdean tu, butica na cărdean la, da. So, ande s-o place-o du-te care mai but buti. Ando sastri, ando caști, ando cocalo, ando bar, cai ți de tu mai but, oar si e provocația te, te da știi lezden, te hamisarezden, mai te, te crezi lean de ei, lean de aver. Me da știi de chiar ando se ai, că si ma buchea ando bar, si ma via ando caști, ando... Te mai pașa de mai but place-o mai ando sastri, ando caști. Ando sastri, ando caști. Ca de la doi... materiala pandel pe s mai șucar tot mai, mai șucar. Tai pe noi o citrimata că dar au desenia că de cable na cate pre pre prozido mai mai caresa că dar lena că si mai purane, na? Si mai purane, cara n-ai mai să te chereau, mai chiar apoc desenul. Dar mai but panda mai că că scultura. Sculptura. Da. Ca te cam te chereau demonstrația că gea rapte desenii. Vladimir Florea s-a născut pe 16 mai 1973 în București. A copilărit la bunici, în satul Dimieni, din județul Ilfov, unde și-a făcut numeroși prieteni. Este absolvent al Colegiului Tehnic Mecanic Grivița și al Facultății de Relații Internaționale și Administrație din cadrul Universității Nicolae Titulescu. Ulterior a absolvit cursurile școlii post-liceale sanitare Fundeni în 2020. De atunci, ocupă și postul de asistent medical radiolog într-una din secțiile Spitalului Foișor și la secția de imagistică medicală a Fundației Dr. Victor Babeș, dar și la un cabinet stomatologic din orașul Otopeni. Am tot orbecăit, ca să zic așa, până la vârsta mea de 51 de ani, în diferite joburi, meserii, ca să zic așa, și dacă stau să le înșir, cred că... Nu, ar fi interesant să spuneți măcar câteva dintre ele, până v-ați găsit drumul, pentru că încă sunteți în punctul de căutare în momentul acesta, nu? Exact, da, da, da. Păi am fost conducător autoprofesionist. Am lucrat pe camion de 7,5 toni. Am fost lăcătuș mecanic. Mecanic utilaj construcții pe buldozer. Paznic. Am lucrat gestionar la blocul alimentar, la o firmă de pe lângă aeroportul Otopeni. În cele din urmă, după atâtea plimbări din job în job, mi-am găsit vocația, una din vocații. Asta este, asistent de radiologie. Am copilărit cu el. Am copilărit în satul Dimieni, care acum nu mai este. A fost demolat pe timpul lui Ceaușescu. Ne cunoaștem de mici. În Ilfov, da? În Ilfov, Dimieni. Un pic mai în față de Tunari, este un fel de sătuc al orașului Tunari. Bunicii noștri acolo au fost și noi veneam în vacanțe la ei. Noi culegeam porumb, noi mergeam pe câmp, de acolo ne știm, din copilărie. Prin ce se remarca? Oh, în primul rând, el lua inițiative. Unde mergeam, ce să facem, era, cum să zice, implicat în, până și în jocurile copilăriei. Era acolo. Era foarte activ, foarte în mișcare, tot timpul era acolo. Ați fi putut să intuiți la momentul acela către ce tip de carieră se va îndrepta? Atunci ne gândeam cum erau visurile copilăriei. Toată lumea vrea să devină fotbalist, pentru că lui... Noi, de fapt, acasă, noi cu prietenii îi spunem lăcătuși. Juca fotbal, deci... Adică înțeleg că Marius Lăcătuș era idolul dânsului. Da, și avea felul ăsta, cum se jucau copiii în curtea școlii.
Deci lui asta este porecla. Eu, de fapt, așa îi spun, Lăcătuș. Dacă porecla din copilăria lui Vladimir Florea era Lăcătuș, puțini au fost cei care au putut intui către ce domeniu avea să se îndrepte mai târziu. Spuneți-mi, vă rog, orice tată este mândru de copilul lui. Dar în cazul nostru chiar sunt motive reale să vă bucurați pentru el. În primul rând pentru băiatul meu, care este și radiolog și teolog și scriitor, și de băiatul lui, care la rândul lui este medic, un medic foarte bun, și soția lui este asistentă, și mă mândresc de copiii mei că sunt bine și am toate motivele pentru copiii mei să fiu mândru de ei. Pe lângă activitatea din domeniul medical, Vladimir Florea este și student în anul al doilea la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, la specializarea asistență socială. Mai exact la examenul de teologie, la când am intrat, m-au întrebat, de ce ați ales să faceți teologie asistență socială? Și m-am gândit, e logic că vreau să ajut, dar nu ăsta a fost răspunsul meu. Am ajuns să cerșesc mulțumescul de la oameni. Îmi place atât de mult, în momentul când ajut și după, oamenii îmi mulțumesc. Și mă simt extraordinar de bine. Fiind în businessul de servicii medicale, personalul este partea centrală a activității noastre, motiv pentru care ne axăm foarte mult pe pregătirea și pe continua instruire a colegilor noștri. Vladimir este în echipa noastră de mai bine de 4 ani de zile. Încă de la început, de când din primele discuții cu dânsul, a fost foarte clar pentru mine că va fi o persoană de bază în cadrul departamentului pe care îl coordonez. Și, într-adevăr, prima impresie nu a făcut decât să fie din ce în ce mai întărită de acțiunile dânsului. Este un om foarte profesionist, știe exact cum să abordeze fiecare pacient în parte și ne asigură în cadrul departamentului confortul că atunci când îl știm pe tură, acea tură este în siguranță și pacienții vor fi bine tratați pe tot parcursul prezenței lor în cadrul centrului. Nu e întâmplător drumul pe care l-ați parcurs până a ajunge astăzi asistent medical și a vă dori mai mult, pentru că despre asta e vorba, nu sunteți doar un simplu asistent medical, sunteți și un scriitor și vă pregătiți și să deveniți teolog sau asistent social. Și exact acesta era punctul de plecare, faptul că e foarte important aproapele pentru noastră și sunteți un om empatic, cum spunea și o colegă de-a dumneavoastră. Exact. Cel mai important este să ai conexiunea, cum am mai spus, și apropierea, să simtă omul, bine, nu exagerat, dar sunt niște protocoale, sunt niște reguli care trebuie să le respecti la, ca asistent de medical, de orice fel, nu contează. Dar un cuvânt în care mie mi-a plăcut foarte mult și chiar de curând am făcut un eseu la Facultatea de Teologie, trebuie să ai vocație. Dacă nu ai vocație, nu merge. Și nu stăm să traducem ce înseamnă termenul de vocație, că mai toată lumea îl știe. Adică trebuie să simți. Dacă nu simți lucrul pe care îl faci, eu asta am făcut toată viața mea. De acolo de unde nu am simțit, am plecat. Indiferent câți bani am avut. Pentru că au fost bani. Am avut oferte de a merge pe tir în afară, țării, pe bani frumoși, buni. Nu. Până nu mi-am găsit vocația, până nu am simțit, așa mi-am educat și copilul. Identic. Atunci nu înțelegeam cât de constructivă era prezența mea în viața lui. Eram copii, eram simpli, eram fără probleme multe. Era o viață rurală a otopenului de atunci și nu aveam zbaterile orașului. Vă puteți imagina un peisaj rustic. Rustic, 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 pentru că noi eram ultimele case de pe strada Griviței. Eram înconjurați de natură. Câte jocuri puteam inventa în teritoriile alea care noi vedeam nemărginite. Și îmi amintesc că seara
discutam, nu mai țin minte subiectele, dar știu că erau seri de vară în care nu ne opream din discuții. Ni se păreau nouă că sunt foarte filozofice și că atingem necunoscutele lumii. El a spus că a fost marcat de discuțiile alea. Eu atunci le luam ca ceva plăcut, ceva în care ne pierdeam, interesant, timp simplu, timp petrecut simplu. Am vorbit despre cariera medicală a lui Vladimir Florea, despre faptul că este un om bun și un creștin practicant, că este student la teologie, dar nu am deschis până la acest moment discuția despre una dintre cele mai importante realizări ale sale, scrisul. Pasiunea scrisului a venit tot din lectură, tot din citit, tot de a ține fizic cartea în mână. Începând de la cititul din copilărie, cartea La Leoa Neagră, cartea care m-a marcat, Adio Ringo, recomandată de prietena mea din copilărie, Lucia. Și nu în ultimul rând, ulterior, spre adolescență și maturitate, mentorii mei deținuții din închisorile comuniste, cartea scrisă de către Ioan Ianolide, Întoarcerea la Hristos, Jurnalul Fericirii, Nicolae Steinhardt, printre altele, cele 13 volume scrise de Sven Hassel, soldatul german din armata germană înrolat, care a luptat în al doilea război mondial. Dacă acei oameni în acele condiții au putut să supraviețuiască, nu oricum, cu ajutorul lui Dumnezeu, da? În care au făcut conexiunea, cum îmi place mie să spun, nu numai pe orizontală, și pe verticală, pentru că este foarte important, da, să ne conectăm în comuniune și cu Dumnezeu, că altfel nu se poate. Regăsire în ceruri este cartea de debut a lui Vladimir Florea și am ales să ascultăm un punct de vedere autorizat cu privire la acest volum de proză. Mai degrabă cred că aș opta pentru varianta unei nuvele extinse, care îmbracă atât nuanțe ale ficțiunii realiste, cât și reprezintă cronologia personalității unui actor principal, respectiv Dumitru, personajul principal al romanului Regăsire în cerul al domnului Vladimir Florea. Dar acest roman merge foarte introspectiv în elemente care țin de cultură, de psihologie, de sociologie, de morală. E un roman care are vădite elemente de filon creștin în întreaga sa structură, dacă urmărim. Și ceea ce vreau să spun că m-a impresionat cel mai mult acest roman este faptul că nu ai cum să intuiești ceea ce va urma la capitolul următor. Și asta este unul din marile lucruri pe care trebuie să le găsești atunci când analizezi opera unui scriitor. Fie un scriitor, să zicem, aflat la apogeul carierei, fie un scriitor debutant, așa cum este domnul Florea, care vreau să zic că a debutat cu real succes. Eu personal, citind romanul domniei sale, nu puteam să intuiesc ceea ce va urma la pagina următoare. Și am văzut foarte bine cât de bine s-a încadrat într-o chestiune care ține mult în literatura contemporană, evadarea din real în ficțional, înapoi întoarcerea din ficțional în lumea reală, elementul cronologic istoric foarte bine accentuat, dar în același timp și elementul care transcede dincolo de spațiu și de timp, elementul, să spunem, metafizic al unei opere literare care este iarăși foarte important, mai ales din perspectiva contemporană a literaturii. A reușit să sintetizeze în nu foarte multe pagini foarte multe trăiri, foarte multe simțăminte. Scriitorul a dat dovadă de sensibilitate, a dat dovadă de un spirit fin analitic, a dat dovadă de un caracter care recunoaște foarte bine semnele și le urmează în ceea ce reprezintă, să zicem, desfășurarea acțiunii literare. Spuneți-ne, în linii mari, cum decurge o zi obișnuită de lucru? Trezirea este la 5:15. La ora 7 trebuie să mă prezint la lucru, indiferent că este aici sau în partea cealaltă. La ora 7 se începe programul. Aveți 3 joburi în momentul ăsta. Da, 3 joburi. Ies de la ora 1 de la Spitalul Foișor, vin la ora 1 aici, în Victor Babeș, la fundație, de luni până vineri, de dimineața până seara. Sâmbăta, de cele mai toate sâmbetele lucrez la cabinetul dentar din Otopeni și duminica dimineața sunt dascăl
merg la slujba de dimineață. În fiecare duminică? Aproape în fiecare duminică. La liturghie? La liturghie, exact. Am liber doar sâmbăta după amiaza și duminică după amiază. Cum faceți să ajungeți și la teologie, să ajungeți și la cursuri? Recunosc, lipsesc dintr-o parte, adică de undeva trebuie să lipsesc când merg fizic. Dar de după pandemie avem varianta online și mi este mult mai ușor. Și probabil că și datorită vârstei mi se îngăduie un pic, sunt părinți preoți așa cum... Care înțeleg situația bine. Înțeleg situația foarte bine, da. Și mai rămâne un aspect, probabil nopțile sau o parte din noapte o sacrificați ca să scrieți. Da, nu pot să scriu și n-am scris decât cu muzică și noapte, atât. Am încercat ziua, am încercat... Nu mi-a ieșit. Deci după o zi din asta extrem de agitată și complexă, pentru că aveți niște servicii foarte, foarte, zic eu, epuizante, ajungeți acasă și modul dumneavoastră de a vă liniști și este să ascultați muzică și să scrieți. La căști, să nu deranjezi familia. Da, la căști, muzică, sau studiez, sau scriu. Dar în cea mai mare parte, cartea pe care am scris-o, muzică și noapte. L-am întâlnit întâmplător, cumva tot mergeam la într-un magazin de bricolaj și el era la raionul respectiv și o dată, de două ori, am intrat în vorbă, am observat că e pasionat de filme și la un moment dat mi-a zis, ții minte și acum am o idee de un film foarte bun. Și bun, și despre ce vorbea? Sunt curios și sunt producător de film și mi-a zis despre... punind așa, holocaustul romilor, de fapt, progromul romilor. Și mi s-a părut interesant. Deja, pentru că e destul de rar această temă în cinematografie în general, știi, cel mai des vedem holocaustul evreilor, ce s-a întâmplat cu ei, foarte puțin despre romi. Acum, legat de deturnare, mie mi s-a părut firesc cumva să aibă un parcurs așa organic, adică să fie un roman, pentru că era scris cumva într-o formă de roman și am zis că e mai bine să-l publice, după care următoarea etapă cumva să găsim un context în care el să devină scenariu, pentru că e o poveste care necesită foarte multe resurse și e bine să fie făcută cu grijă și la timpul ei. Am încercat astăzi să surprindem o zi din viața unui om care a reușit în numeroase domenii. În mijlocul tuturor activităților lui Vladimir Florea se află dragostea pentru semeni. Chiar dacă pare imposibil de realizat un portret complet, sperăm că am reușit prin vocea prietenilor, a tatălui și a profesioniștilor să surprindem câte ceva din viața scriitorului, a asistentului medical, a studentului la teologie și asistență socială, a cântărețului în strană și, nu în ultimul rând, a omului Vladimir Florea.